Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit tuturor, vă spune de pe arena Francis Von Neumann, Mădălin Negoiță. Vom urmări împreună confruntarea dintre UTA și CFR, numai puțin de 14 titluri în palmares, în palmaresul echipelor care se vor înfrunta în această seară. Zverke, poate fi un moment bun al CFR-ului, pasă totuși prea scurtă și previzibilă, intervine Mihai și totuși va fi o situație dificilă pentru CFR. E totuși o reluare modestă. Departe, de pe Gentoarsă, la marginea careului, șut bun al arătenilor, expediat de Fabri. Să vedem mingea pentru Cooper, preluare și... Oh-ho-ho! Ce gol frumos reușește Cooper! A crezut pentru un moment că pierde poziția favorabilă pe care o are în fața porții. Ce finalizare însă cu piciorul stâng al lui Cooper, imparabilă la vinclu. Mișcări foarte rapide. Ne-a luat foarte mult lui Cooper să-și potrivească mingea pentru șut. Iată ce execuție frumoasă! Nici o șansă pentru Sava și nu știu ce portar ar fi putut să scoată mingea. Pătrunderea lui Filip, Mane are timp să-și pregătească centrarea, trimite din prima, sare și Betancourt, sare și Zverke! Gol! Și nu e offside! Nu e offside pentru că era acolo Carp. 1-1, răspuns instantaneu al CFR-ului. Înscrie Bârligea al doilea său gol, iată, în a doua partidă din această ediție de campionat. Fază foarte rapidă a CFR-ului. Cam visători fundașii UTA aici, iată. Carp, mi se pare că nu-și simte adversarul acolo aproape, pleacă de lângă el exact în momentul în care Betancourt, iată, centrare cam plouată. Cred că se lovesc serios ambii jucători la această fază. Este vorba de Bârligea și, dacă am văzut bine, Cătălin Carp. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici, dacă este, dacă lovește jucătorul, uite, e posibil să fie penalt. Cam penalti. Betancourt față-față cu Iacob, scoate portarul UTA-i. Iată, nici măcar din penalti Betancourt nu reușește să înscrie și seceta pentru el continuă, culmea, într-o seară foarte ploioasă de altfel. Va fi corner pentru CFR, execuție slabă. Multe penaltiuri ratate în acest debut de campionat. Execută Zverke cornerul și gol! Incredibil! Incredibil! Înscrie Aieti! Penalti ratat și apoi gol marcat din cornerul, rezultat din acea lovitură de la 11 metri. Rău de tot e, de fapt, autogol al lui Carp. Autogolul lui Carp. Da. După ce a greșit și la primul gol. Mai clar, joacă mai mult în stânga în această repriză secundă, pentru un drept. Bună! Ce intervenție a lui Sava! Aduc aminte că unul dintre golurile marcate în stagiunea precedentă a fost marcat dintr-o poziție asemănătoare. UTA-i, mai ales multe noutăți, spuneam. Iată-l pe Otele. Și șut până la urmă, scoate Iacob, spectaculos, dar este gol! Gol! Marcat de Yeboah.
neinspirat însă Iacob. La 1 pentru CFR, 5 goluri marcate în primele două etape. Dar aici e o greșeală. Aici este o greșeală inițial a lui Stefanos Strungis. Un șut ratat al lui Otele. Apoi Iacob n-a mai apucat să se ridice în timp util, n-a mai avut cum să mai ajungă să ia mingea de pe frunte lui Yeboah. Iacob se ceartă cu... Superliga vă este oferită de Superbet.